În fiecare săptămână aici la Live Comedy așteptăm de la voi răspuns la întrebarea: dacă ar fi să vedeți o bătălie în rime între două personaje, pe cine ați alege? De exemplu, săptămâna trecută un prieten al emisiunii noastre ne-a dat o idee. Și anume, în această săptămână bătălia în rime se dă între celebra Bianca Drăgușanu versus Andreea Pora! Yeah. Dar nu știu cine e tipa asta. O să vezi acum. Hai materialul. Mă știe Spy News-ul și Wow Biz-ul și Cancanu. Mereu apar în ele să Bianca Drăgușanu. Ori Coco Păun, ori Leo de la Strehaia, ori Cristea, ori Bode, pentru mine a fost tot aia. Au fost doar niște nume de trecut în carnețel. Acum sunt cu Victor, nimeni nu mai e ca el. Nu mai am motive să mai dor la alții acasă. El este alesul, anul ăsta să-mi mireasă. Mai exotică decât ar fi Bora Bora, sunt eu omniprezent la TV, Andreea Pora. Degeaba te dai sexy și eu sunt o jurnalistă care aș putea să fiu pe o perdă la revistă. Știu că acum ție să-ți vină să crezi e greu, dar și eu sunt vivă și frumoasă în felul meu. Frumusețea ta este una izbitoare, de-aia te-a făcut becalii ciocănitoare. Uite-te la tine, nu vezi că arăți ca dracu, sperii RTV-ul a făcut pe el ciudacu. Oh, să fii tu sexy sau măcar un pic distinsă, poate doar la noapte dacă e lumina stinsă. Eu am zeci de rochi, tu doar moli și fonier. Am talie de viespe, iar tu ai de rinocer. Așa că du-te acasă, bagă-te frumos în pat, sau fiindcă știu că-ți place, mai mănâncă un cârnat. Ai grijă, pițicoanco, că mai e enervat fantastic. Eu sunt naturală, pe când tu trei sferturi plastic. Mai bine de plastic, dar cu talie îndusă și sânii bombați, nu vizibil pe sub fustă. Eu dansez la schip, nu ca tine, decât Hora. Lasă-mă în pace, mă stresez, Andreea Pora. Las, Bianca, dragă, te las să fac loc la alții. Normal că mă urăști când iubești enorm bărbații. Îi sucești mereu ca o fabrică în ture. Te-ai dus cu botezatul la pădure după mure. Apoi ai fost cu Cristea pe la mare, la Mamaia. A doua zi luai brânzul, tu cu Leo din Strehaia. Eu sunt mai cerebrală, fiindcă am și niște ani. Tu ești o pețicoancă, ahtiată după bani. Da, eu cu bannote, cu poza lui Eminescu, nu cu fotografii, cu chelia lui Băsescu. Bine că-s băsistă, dar sunt o îndoctrinată. Nu umblu cu volani care bagă mingea-n poartă, nici cu musculoși ce de vineri până luni se chinuie să spună că plouă în depresiuni. Ai grijă ce faci, vezi să nu-ți pierzi neuronul sau să te înțepi în piept și să curgă siliconul. Am plecat, Andreea, dar spun până sunt tac. Mai bine silicon decât gărgăuni în cap. Pe mine mă găsiți în coperci și în ziare.